Trecem la un alt eveniment. De această dată este vorba despre o sărbătoare religioasă. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va fi adusă după amiază de la ora 19 racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Alexandru Romanul, pomenit de Biserica Ortodoxă la 13 mai. Racla cu Sfintele Moaște va fi adusă din Parohia Ortodoxă Română Sfânta Pelagia, Montecatini, Terme, Italia, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Italia. Mai multe detalii aflăm de la Părintele Matei Tulan, parohul bisericii din Montecatini. Odorul de mare preț va fi oferit în dar mănăstirii Hadâmbu ca semn de mulțumire pentru că anul trecut icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului a fost adusă în pelerinaj la Montecatini Terme în perioada 25 octombrie-1 noiembrie 2016. Racla cu maștele Sfântului Alexandru Romanul va fi oferită mănăstirii Hadâmbu și va fi însoțit de un act oficial. După pelerinajul cu icoana Maicii Domnului de anul trecut din parohia noastră, am dorit să oferim un dar mănăstirii Hadâmbu și părintului stareț Nicodim Gheorghiță. Astfel, am cerut binecuvântare din partea preasfințitului nostru părinte episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române Italiei pentru a oferi un fragment din moaștele Sfântului Alexandru Romanul, aflat în biserica parohiei noastre. Fragmentul din moaștele Sfântului Alexandru Romanul se va adăuga la celelalte odoare sfinte aflate în paraclisul Sfântul Nicolae, aflat la demisolul bisericii acoperântul Maicii Domnului a așezării monahale. După întâmpinarea raclei, vom merge în procesiune către Biserica Nașterea Maicii Domnului, unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Aici vom înălța rugăciuni de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite. Îi așteptăm pe toți pelerinii la acest moment de sărbătoare pentru a-l întâmpina cu evlave pe Sfântul Alexandru Roman. Am ascultat o înregistrare cu părintele Matei Tulan, parohul bisericii Montecatini Terme din Italia. Vă reamintesc că din această parohie, astăzi de la ora 7:19, la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va fi adusă racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Alexandru Romanul, pomenit de Biserica Ortodoxă la 13 mai.